dacă credem că El mai vindecă și pe lista care am văzut afișată pentru Sephora, care în dimineața aceasta e aici cu noi, slăvit să fie Domnul, pentru sora Diana Pan, care ne rugăm pentru toți pe listă. Noi credem că Dumnezeu poate vindeca și aș vrea cu toți împreună să cântăm cântarea care zice: nu te îndoi, ci crede, oricât de grea e durerea, căci Domnul te mai poate vindeca. Slăvit să fie Domnul! Salvarea tuturor. Să ne unim cu toții, să ne rugăm toți frații, să mai coboare Domnul în popor. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare.
prezența Lui mă uimește, de Domnul sunt copleșit, smerit de atâta iubire cât mie mi-a oferit. Ce minunat, ce slăveți să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Amin. Iubiți copii ai Domnului, onorați oaspeți, vă binecuvântăm în numele Tatălui, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Prima duminică din a noua lună, a zecea lună, de fapt, nu? Din anul 2016 este duminica de 2 octombrie. Vă binecuvântăm și vă spunem tuturor un sincer, un călduros bun venit la închinare, că noi Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Versetul de aur pentru luna octombrie a anului 2016 îl găsiți în ultima carte din Scriptură, în Apocalipsa, capitolul 12, vă rog frumos, cu versetul 11. Da. Versetul 11 din Apocalipsa, capitolul 12. Repet încă o dată, capitolul 12, versetul 11. Apocalipsa. Thank you so much. Îl avem acum
Sunt trei lucruri majore aici, foarte importante. Dați-mi voie să rostesc eu prima dată acest verset. Și ei l-au biruit prin sângele Mielului. Ce important este în viața noastră sângele Mielului Domnului Iisus Hristos. Și prin cuvântul mărturisirii lor, ce importantă este mărturia pe care noi o ducem la cei nemântuiți. Și apoi, în al treilea rând, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta înseamnă dedicație, consacrare de 100%. De aceea aș dori toate aceste trei lucruri să fie o realitate în viața mea și în viețile noastre. Și acum, cu întreaga adunare, aș vrea să rostim acest verset. Și ei au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Plecăm capetele noastre și cu toții rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog să dați mâna unii cu alții, să vă binecuvântați la început de lună. În această lună de toamnă, Dumnezeu să binecuvinteze sărbătoarea de astăzi. Cu noi în această dimineață sunt frați oaspeți pe care aș dori să-i prezint încă la început. Vin frații noștri din Raleigh, din North Carolina, fratele George și sora Tabita. Aș vrea din toată inima să se ridice în picioare Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze și nepotul lor, Gianni. Unde-i Gianni? Dumnezeu să vă binecuvinteze, spune biserica, amin, vă rog frumos. Apoi fratele Petrus și Tina Petrus sunt foarte bucuroși, pentru că fratele de corp a fratelui Alex, Nelu, împreună cu soția lui Zorica, sunt cu noi. Apoi Lidia, sora de corp a fratelui Alex Petruț, împreună cu soțul dânsei, cu fratele Florin Jurcă, sunt cu noi. Aș vrea și aceste două familii să se ridice în picioare ca să le binecuvântăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica spune. Dragii mei, aș vrea din toată inima să vă spun că în urmă cu două zile, ziua de vineri și ziua de joi, am petrecut-o la Detroit, la serviciile funerale a fostei noastre soră, în domnul Marcela Frank. La Detroit este o situație destul de dureroasă, 4 mormântări în această perioadă. Dumnezeu să binecuvinteze toate aceste familii care au pierdut pe cei scumpi și dragi din sânul lor. Spune biserica mie, vă rog frumos. Dumnezeu să-i mângâie, să-i îmbărbăteze, să-i întărească. Nu e ușor după o viață destul de lungă împreună să pierzi soția la vârsta de 69 de ani, cât are fratele Frânc, soția dânsului la 67 de ani a plecat la Domnul și sigur un frate la 48 de ani, având, cred că, vreo 5 copii, unul de un an de zile, s-a culcat bine seara și dimineața l-a găsit plecat la Domnul. Doamne, ai milă de această soție și de copiii acestei familii. Dragii mei, în timp ce noi vom asculta cântările cântate de cor, de fanfară, când vom asculta cuvântul Domnului, poate că n-ar fi rău în gândurile și în inimele noastre să purtăm aceste familii. Au nevoie de suport în rugăciune. Dumnezeu să-i mângâie, să-i binecuvinteze. Și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea din această dimineață. Amin. Continuăm slujba în casa Domnului, închinându-ne cu întreagă biserica alături de fanfară, apoi fratele Mirel Pal cu o cântare, după care urmează corul bisericii, iar cuvântul Domnului va fi vestit de fratele pastor Ilie Recalo. Și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze toate aceste slujbe, dar în mod deosebit inimile noastre să ne le facă deschise pentru a-i aduce slavă, cinste în toate. Amin.
Aș avea o întrebare în dimineața aceasta. Oare unii dintre noi ce am alege și unde am alege să fim într-o duminică dimineața? Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni dimineața în zorii zilei și ne-ar întreba unde vrei să mergi astăzi, unde vrei să preteci? Și poate unii ar spune, astăzi am treabă. Astăzi vreau să mă duc să-mi rezolv niște lucruri. Alții ar spune, eu mi-am programat o vacanță. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că e mai bine să stăm la cruce cu Hristos. De ce? Pentru că întotdeauna când mergem la crucea lui Hristos, El este acela care îngăduie vindecare, îngăduie ușurare, binecuvântare și prezența Lui vine peste noi. Cântarea aceasta spune, din câte locuri aș alege, nu-i nici un loc ca Golgota. Acolo cerul mai aproape, acolo simt iubirea ta. Din câte locuri aș alege, nu-i niciun loc ca Golgota. Acolo cerul mai aproape, acolo simt iubirea ta. Acolo simt iubirea ta. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo mi-ai povara mea. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi vindeci rana mea. E așa de dulce părtășia atunci când vii la Golgota. Prezența lui mă copleșește și de acolo n-aș pleca. Și de acolo n-aș pleca. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi vindeci rana mea. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi iei povara mea. La cruce, la calvar, Iisuse, Tu Te-ai jertfit căci m-ai iubit. Acolo viața mea schimbată a fost când Tu m-ai întâlnit. A fost când Tu m-ai întâlnit. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi iei povara mea. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi vindeci rana mea. Iisuse, Tu ești frumusețea ce se răsfrânge din calvar. Ea schimbă și noiește viața și celui păcătos dă har. Și celui păcătos dă har. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi iei povara.
mea, mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta. Acolo mă întâlnesc cu tine, acolo-mi vindeci rana mea. Amin. Domnul să fie bine. Respect să vă ridicați în picioare, să citim câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Evanghelistului Luca, capitolul 22. Vom citi două versete, versetul 31 și versetul 32. Evanghelia lui Luca, capitolul 22, 31 și 32 versetele. Domnule a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Ne bucurăm să fim din nou în casa lui Dumnezeu și
M-am gândit, spune Scriptura, că noi toți suntem o epistolă vie scrisă și citită de toți oamenii. Deci oamenii ne citesc, nu suntem aici pe paginile Sfintei Scripturi, sunt frați și surori de ai noastre, asemenea cu noi, aceeași credință, același Dumnezeu aici pe pagini și aș putea zice, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt aici pe pagina astea să nu-mi citească cineva viața. Așa că ne-ar place să fim ca Petru și ca Pavel și ca Ioan, lucrurile acelea bune care le-au făcut, dar vedeți, Biblia e transparentă și pune acolo și lucrurile rele care au făcut oamenii lui Dumnezeu sau căderile lor, scăzămintele lor. Pentru că dacă nu le-ar pune acolo, am zice, păi Dumnezeu folosește doar oameni perfecți. Nu, dar nu este așa. Sunt oameni tot ca noi în carne, în țărâna aceasta, cu scăzăminte, cu greșeli, cu slăbiciuni și tot îl slujesc pe Dumnezeu. Dacă au căzut, se ridică și merg înainte, slăvit să fie numele Domnului. Aici un aspect și un om sau un aspect negativ din viața unui om al lui Dumnezeu, Petru. Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu, îi spune pe nume de două ori. Ori de câte ori Domnul Iisus Hristos, el obișnuia să spună ceva foarte important și foarte apăsat, adică să iei aminte, spunea adeseori, adevărat, adevărat. Se întâlnește pe drumul Emausului cu Saul și spune, Saule, Saule. Acum îi spune lui Petru, Simone, Simone, bagă bine seama, am ceva să-ți spun. Și Domnul Iisus Hristos îi spune o descoperire. Ceva ce s-a petrecut la tronul lui Dumnezeu în ceruri și Hristos vrea să-i facă de cunoscut. Nu vrea să lase, ca să nu se știe, nu vrea să lase în neștiință. Și îi spune, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca greul pe voi toți, pe voi toți. Să vă iei în furca lui așa cum se cerne greul și el să vă arunce într-o parte și în alta și să lase acel vânt peste voi și să-și facă lucrarea lui. Și Domnul Iisus Hristos merge și spune direct lui Petru, dar auzi, Petre, direcție, dar eu m-am rugat pentru tine, dar oare numai pentru Petru s-a rugat Domnul Iisus Hristos? Eu vreau să cred că pentru toți ucenicii, pentru toți, dar pentru el în special. Deci el se pare că parcă, să zicem așa cum era Saul, împăratul Saul, parcă cu un cap mai sus ca ceilalți. Și pe el diavolul mai mult a vrut să lovească, că așa este diavolul. Dacă poate să lovească în păstori, în slujitori, în lideri, oriunde ar fi ei, și rezolvă el problema cu ceilalți. Și diavolul aici o căutat, în Petru, și spune, Petre, auzi, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și aș vrea să vedem în scurt puțin care este scopul ispitei. Aici diavolul a venit să ispitească pe ucenici și îndeosebit pe Petru. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? De ce? De ce Dumnezeu a îngăduit ispita? Și haideți să vedem ce spune Scriptura în Iacov, capitolul 1, în versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. De ce Dumnezeu a îngăduit ispita? De multe ori poate v-ați întrebat și eu când eram mai tânăr m-am întrebat, Doamne, de ce l-ai lăsat pe Satan aici jos pe pământ? Și am primit răspunsul cercetând Scriptura și mi-am dat seama că nu-i treaba mea, not my business, ce face Dumnezeu în univers, pe cine El lasă să trăiască și pe cine El nu lasă, nu-i treaba mea. Și să mă încred în Dumnezeu că alegerea, hotărârea care a făcut-o lui Dumnezeu ca să lase pe Satana să lucreze cât va lucra el, e cea mai bună și să mă încred în Dumnezeu. Iar a doua, în cuvântul lui Dumnezeu, am găsit că, având lucrarea vrăjmașului pe pământ, mai mult este proslăvit numele lui Dumnezeu. Mai mult și mai mult este proslăvit numele lui Dumnezeu. Așa că mă încred în Dumnezeu. Suntem aici cu cel rău pe pământ, dar slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe de ce. Și El este stăpânul stăpânilor și El are înțelepciune și pricepere și toate lucrurile care El le îngăduie și le rânduiește are o înțelepciune strălucită, așa că nu-i treaba mea să-L întreb, Doamne, dar de ce lași pe cel rău lângă mine? De ce lași aici pe pământ? Știe stăpânul și în El trebuie să ne încredem. E, uitați să privim aici, scopul ispitei spune cuvântul lui Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu și apoi o să amintesc puțin și din perspectiva diavolului. Dumnezeu zice că după ce a fost găsit bun când este ispitit, scopul ispitei îngăduite de Dumnezeu este ca omul credincios să fie găsit bun,
să se separe partea rea, să se dea la o parte lucrurile sau lucrurile care sunt rele și să fie găsit bun. Vreau să vă întreb, Petru, când a fost ispitit de diavolul, aici unde am citit în cuvântul lui Dumnezeu, Petru a fost găsit bun? N-a fost găsit bun, așa-i? N-a fost găsit bun. N-a fost. S-a lepădat de Hristos. Diavolul a vrut, zice, cum spunea Domnul Iisus Hristos, m-am rugat, Petre, pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Păi când te ia diavolul și când începe acolo, tot ce-i în buzunar, tot ce ai, parcă tot se golește și nu mai rămâne nimic acolo. Și cam așa diavolul vrea să te scuture, să te întoarcă, să te încerce în toate formele. Dar credința să nu o pierzi. Scopul lui Dumnezeu când ești ispitit și când suntem ispitiți este ca noi să fim găsiți buni. Petru n-a fost găsit bun la examenul acesta. Vreau să știți că acest examen al lui Petru a marcat viața lui, a marcat toată viața lui și o asemenea, să zic așa, cădere ca aceasta lui Petru nu mai găsim niciunde, dar nu mai găsim nici la alți uze, nici pe paginile Sfintei Scripturi. A marcat, dar vedeți ce bun este Dumnezeu, vedeți harul lui Dumnezeu atunci când omul cade și când nu este găsit bun. Dumnezeu vine cu harul lui și îl ridică, îl remediază, îl aduce din nou la părtășie sau în cuvintele Domnului Iisus Hristos, îl întoarce din nou la Dumnezeu. Ce ciudat, ce absurd! Da, pentru că Petru s-a întors de la Dumnezeu, s-a lepădat de Hristos, dar harul lui Dumnezeu vine aici și chiar când omul cade în ispită, vine harul lui Dumnezeu și îl ridică, îl remediază, îl vindecă, îl pune din nou în părtășie. Slăvit să fie numele Domnului! Cel mai greu lucru este aici, că după ce ai căzut la examen, după ce ai căzut la ispită, în ispită, să nu ai putere, să n-ai credință, că vine diavolul și zice, auzi, fă și tu ce-a făcut și Iuda. Și așa a făcut Iuda, Iuda a făcut un lucru rău. Și astăzi sunt unii oameni care, din păcate, când cad la unele examene, e așa de greu să se ridice. Și câteodată duce vina și biserica, duc vina și aia care stau în picioare. Pentru că trebuie să întindem și mâna, zice Scriptura, pe unii să-i smulgem chiar din foc. Iar dacă a căzut în ispită, asta nu înseamnă că trebuie să margă în iad. Și Dumnezeu este îndurător, plin de milă și de îndurare. Și în harul lui ridică omul de acolo și îl aduce din nou la părtășie, slăvit să fie numele Domnului. Un alt aspect negativ, un alt om din Sfânta Scriptură este David. David spune Scriptura în rocarea dimineții, în palatul lui se trezește, eu știu, sigur nu era la 7-8 dimineața după ce a dormit bine, probabil a mâncat bine și în loc să fie în luptă, în război cu cei generalii lui și cu toți frații slujitori acolo la luptă, el stă și se uită să privească, să vadă ce mai văd eu, ce mai văd eu, parcă l-o fi sculat diavolul și zis, mă, du-te, primul lucru, uite pe terasă acolo, să vezi ce ai să vezi. Și atunci zice cuvântul lui Dumnezeu că parcă a fost ceasul întunericului. Și întunericul i-a luat ochii și știm ce s-a întâmplat, știm cum a păcătuit și știm cum a căzut. Și la testul acesta, David n-a fost găsit bun, așa-i? N-a fost găsit bun, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și el a păcătuit și vedeți, în urma acestui păcat, când a venit ispita, s-a ales și a găsit și pedeapsă, și pedeapsă. Petru n-a fost pedepsit, dar David a fost pedepsit aspru, zice cuvântul lui Dumnezeu, aspru în familia lui. Și lacrimi grele a vărsat și a rămas așa ca o, zice așa, ca o rușine și o cară toată viața lui. Dar în harul lui Dumnezeu, în bunătatea lui, în dragostea lui, vedeți, Dumnezeu s-a coborât acolo și l-a ridicat și l-a dus din nou în părtășie. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Nu trebuie să disperi dacă ai căzut, dacă ești lovit și parcă nu te mai poți ridica. Și poate zic atâția, măi, nu mai este speranță pentru tine, nu mai este nădejde pentru tine. La Dumnezeu este nădejde, la Dumnezeu este speranță. Chiar dacă ai căzut, Dumnezeu vrea să te ridici, vrea să te scoli și vrea să mergi înainte. Până în ziua când trebuie să fii găsit bun. Ăsta e scopul ispitei pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră. Să fii găsit bun și când vei fi găsit bun, zice Biblia, vei primi cununa vieții. Că vrea să-ți deie cununa, dar te va trece din ispită în ispită. Ca să fii găsit bun și acolo, și acolo, și acolo. Și în viața de care avem de parcurs, mergând prin ispite, că toți suntem vulnerabili la ispite, de la cel mai mic până la cel mai mare, în diferite forme. Vrăjmașul acela bătrân, el ne cunoaște, el știe viața noastră de când ne-am născut și știe, băi, ăsta
Cu asta pot să vin cu ispita asta. La asta vin cu asta, la asta vin cu asta. Și el știe acolo să-și trimită duhurile lere la noi. Dar știți ce se întâmplă? Cum e lucrarea lui Dumnezeu? Cum lucrează Dumnezeu? Această lucrare de ispită a lăsat-o Dumnezeu pe mâna diavolului. Că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și diavolul în nebunia lui, în orbirea lui, nu-și dă seama că el face voia lui Dumnezeu. Și de fapt nu-și dă seama că prin spate el lucrează tot pentru binele mântuirii noastre. Așa el e întunecat, cât e de rău și așa el nu înțelege. Dar Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este acela care, știți, pe acest ispititor, el are ca, cum zicem noi, cei care avem câine, cu lanțul. E limitată puterea de ispitire a lui Dumnezeu. Nu o să îngădui să te ispitească mai mult decât puterea care ți-o dat-o și ți-a pregătit Dumnezeu. Acum uitați-vă aici un pic la Petru. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îl înștiințează. Petre, vezi că o să fiți ispitiți, o să fiți încercați. Satana vrea să vă cerne pe toți. Și Petru, știți ce zice? Da, Doamne, auzi, eu merg cu tine și până la moarte. Și merg în grădina Ghețisman și Iisus ce le zice? Rugați-vă și vegheați să nu cădeți în ispită. Le spune de două ori același lucru. Și Petru doarme, ucenicii dorm. Avea un pic timp să se pregătească. Eu zic, Hristos, vedeți că o să vină încercarea. O să vină cernerea. Doamne, dar dormim așa de bine, e noapte, nu vezi că toți dorm. De ce să veghem? Noi suntem cu tine, stăm bine. Da? Uitați, și Hristos a spus, vegheați și rugați-vă, că dacă nu veți cădea, e una să fii ispitit și alta să cazi în ispită. Acum aș vrea să amintesc un om al lui Dumnezeu care, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost ispitit, a fost testat de diavolul, pentru că diavolul nu are ce să facă toată ziua, numai rău credincioșilor. Îi are în mână pe cei de-a lui și cei care încă nu sunt în mâna lui vrea să îi câștige de partea lui. Vine înaintea lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu și el, vedeți, el nu se poate atinge de copiii lui Dumnezeu decât e îngăduit de Dumnezeu. Și spune, Doamne, auzi, eu-l văd pe Iov, da, ai dreptate, uite, nu-i nici nimeni ca el. Doamne, dă-mi-l un pic pe mână, îl vreau pentru mine, spune traducerea în engleză, I want him in my hand, îl vreau în mâna mea, dă-mi-l mie un pic. Și ai să vezi că omul acesta o să-și piardă credința și o să te blesteme în față. Și vedeți, știm ce s-a întâmplat prima dată, la primul examen, la prima aceea lovitură. A fost găsit Iov bun? Iov a fost găsit bun! Vine a doua oară, că nu-i mulțumit vrăjmașul, vine a doua oară. A fost găsit la al doilea examen Iov bun? A fost găsit bun! Slăvit să fie numele Domnului! Și cât a fost de găsit bun, tot s-a coborât și de pe el zgura, așa-i? S-a coborât. Dar a fost găsit bun, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu a împlinit dorințele sau ceea ce s-a așteptat diavolul de la el ca să vină înapoi a treia oară, să întoarcă la Dumnezeu, că nu s-a mai întors a treia oară. Se întoarcă a treia oară, zic, Doamne, vezi, omul dă tot ce are, piele pentru piele, vezi, că ți-am spus. Dar n-a reușit și Iov a fost găsit bun, a primit cununa vieții. Și a biruit ispita. Și vedeți ce se întâmplă când biruiești ispita? Ce s-a întâmplat cu Iov și cu viața lui, cu familia lui? A fost binecuvântat de Dumnezeu, amen, peste măsură. Amen. Și a fost acela care Dumnezeu a socotit vrednic să fie pus aici în eroii credinței. Pentru că a fost ispitit, dar a fost găsit bun. Are de să merg la un altul și cu care aș dori să mă apropii de încheiere. Despre un tânăr, Iosif, acest tânăr. Nu 40 de ani de credință, că unii avem 60-50, ne-am născut în pocăință din neam în neam. Tinerel, 17-18 ani, cât știa el din cuvântul, din Tora, din Vechiul Testament, știa un singur lucru, trebuie să-L cinstești pe Dumnezeu, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să te păstrezi curat în trup, suflet și în duh și nu poți să faci nimic altfel ca să îl superi sau să faci ceva rău împotriva lui Dumnezeu, mânjindu-ți trupul acesta. Și spune Scriptura că aceea nevastă lui Potifar, și diavolul în spate, pentru că el este ispititorul, diavolul în spate, folosind această femeie, această o femeie stricată, dacă vreți. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Iosif a fost găsit bun, așa-i? Iosif nu a căzut la ispită. Iosif a zis, nu contează. Care-i prețul? Care prețul trebuie să-l plătesc? Eu n-am să cad la ispite. Eu vreau să fiu găsit bun. Vrei să fii și tu găsit bun? Vreau și eu să fiu găsit bun. Vrem să primim cununa vieții. Până nu o să fim găsiți buni la ispită și să trecem ispita, nu ni se va da la niciunul coroana aceea. Niciunul. Dar zice Scriptura, după ce a fost găsit bun,
va primi cununa vieții pe care a promis-o și ceea ce promite Dumnezeu, El se ține de cuvânt, slăvit să fie numele Domnului. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat acolo pe Iosif în temniță, ci este Biblia că l-a ridicat nespus de mult. Ce înseamnă să ajungi acolo lângă împăratul Egiptului? Ce înseamnă să ajungi acolo să fii cel care să cărmuiești toată țara Egiptului? Și cum prin el Dumnezeu a binecuvântat și familia lui? Da, Dumnezeu știe să răsplătească, frați și surori. De aceea, haideți să fim aceia și să ascultăm ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru. Petre, rugați-vă și vegheați să nu cădeți în ispită. Sunt unii care zic și iau atâtea angajamente și zic, dacă am să fac asta, n-am să mai cad la examenul acesta, dar voi face și asta și n-am să mai cad la examenul acesta. Rugăciunea, postul și cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu nu te vor lăsa să cazi la examen. Dacă îl vei căuta să folosești alte, ajutoare să te ajute, și alte tehnice care de a ieși poate dintr-o adicție sau din ceva, omul nu te poate izbăvi, numai brațul și harul lui Dumnezeu. Spunea fratele Luca, versetul de aur, ei l-au biruit prin sângele mielului, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, este biruință, chiar dacă ai căzut în ispită, este biruință. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te ajute să te ridici și să stai în picioare și să te rogi lui Dumnezeu fierbinte să nu te lase, să mai cazi din nou, ci să rămâi credincios, să fii găsit bun, ca să primești cununa. Amin. Lăudat să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne l-a dat prin fratele Ilie. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dragii mei, luna octombrie este o lună foarte, foarte aglomerată. La noi, la Philadelphia, în anul acesta. Săptămâna în care am intrat, vom primi oaspeți din România, au sosit joi seara, 44 de băieți și 4 fete, 2 familii și un păstor. În total, 53 de persoane. Mulțumesc din toată inima pentru că pe tabelul ăsta am 14 familii, dar duminica trecută am mai văzut acolo unii care s-au înscris. Noi vom găzdui 3 nopți acești copii ai Domnului, noaptea de marți spre miercuri, două nopți, joi spre vineri, că vineri dimineața ei vor pleca spre Chicago. Dar o să le dăm 2 mese, pentru că o masă o să primească de la Biserica Elim. Și acum programul lor, vor sosi marți seara. Fratele Sorin Vlad, care conduce acel autocar, o să țină legătura cu fratele Samuel Oprea și sigur că nu știe precis ora. Ei o să plece dimineața pe la ora 10, probabil, va dura vreo 12 ore, mă gândesc, nu? Vor mai face și câte o oprire undeva. Ei sunt foarte ocupați în fiecare zi, merg la toate bisericile din Chicago și fac repetiții, astfel că vor sosi marți. De aceea, va ținea legătură cu frații care s-au înscris aici, pe tabelul acesta. Și ca să fim mai practici, vă rog frumos, la terminarea serviciului de după masă, de seara, să ne întâlnim în holul principal cu fratele Samuel Oprea, toate aceste familii. Și probabil că mai vreți să schimbați. Unii s-au înscris să ia băieți și alții vreau să ia fete. Deci încă se mai poate face schimbări între dumneavoastră, că nu este bătut în cuie tot ce e scris aici. Ce este important, că avem suficiente familii care să ia acești copii ai Domnului. Să fie găzduiți, cum am zis, trei nopți. Deci, marți spre miercuri, miercuri spre joi, joi spre vineri. Ia, trei nopți. Noi le dăm două mese, marți seara și joi seara. Iar miercuri la orele 7 vor sluji la Biserica Elim. Frații de la Elim le va face și o colectă și o să le dea o cină după serviciul de seara. De aceea, cu toții vom fi la Elim miercuri la ora 7.
Și apoi, frații de la Elim vor fi cu noi joi la ora 7, aici, să ascultăm acești minunați oameni ai lui Dumnezeu care au venit de la cea mai mare biserică pentecostală din România, de la Biserica Elim din Timișoara, să cânte aici, în America. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Frații din Chicago sunt generoși, Dumnezeu mi-a dat ajutoare bune acolo, se simt bine, am vorbit cu ei la telefon, s-au acomodat, totul este bine. Aș vrea doar să vă rog, dar, cei care v-ați înscris pe aceste tabele și care nu le am eu, la terminarea serviciului de seară, ne vedem în holul principal cu fratele Samuel Oprea, ca să stabilim aproximativ cum repartizăm marți acești frați. Dumneavoastră le dați numai dimineața să bea o cafea, un ceai, ceva, atât. Iar în timpul zilei vor fi duși de fratele Sorin Vlad cu autocarul prin locurile frumoase ale Atlantei și de prânz, sigur că nu ne îngrijim noi, ci este asigurată masa de prânz. Iar seara vor mânca la noi marți seara și joi seara, iar miercuri seara la Biserica Elim. Vă mulțumim frumos pentru primirea de oaspeți. Vă mulțumim frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, aș ruga pe toți frații din Consiliul Bisericesc, din Comitetul Bisericii și din Corpul Pastoral, după ce spunem amin, aici pe platforma aceasta ne întâlnim pentru 5 minute, pentru maxim 5 sau 7 minute. Și vă rog frumos să nu aștepte surorile prea mult după noi, veniți cât mai repede pentru că am ceva să vă comunic foarte, foarte important. Aseară am avut o întâlnire foarte frumoasă cu lideri și cu responsabili de la diferite departamente ale bisericii. Am discutat foarte multe lucruri foarte importante și vă mulțumesc frumos că ați venit. Printre altele am discutat cu conducerea bisericii despre lucrările care ne stau în față în această lună, în luna octombrie. Un lucru care vreau să vă amintesc, că în ultima duminică din octombrie, respectiv în duminica de 30, la serviciul de seară, o să facem ultima colectă în anul 2016 pentru a reduce împrumutul de la bancă. La ora actuală, la bancă mai avem o datorie de $420.000. Doamne, ajută-ne să plătim măcar $20.000 și să ajungem la $400.000. Amen, biserică? Eu cred că putem să facem efortul acesta și vă mulțumesc foarte, foarte frumos. Ne ridicăm acum în picioare să câștigăm timp, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie în timp ce cântă grupul de laudă. Nu uitați că este prima duminică din luna octombrie, acesta este obiceiul casei, aducem la vistirea casei Domnului zeciuielele și darurile de bunăvoie. În funcție de cum Domnul ne-a binecuvântat, e frumos să-L cinstim pe Domnul cu tot ceea ce El ne-a binecuvântat. Vă mulțumim frumos și Domnul să vă binecuvinteze. Serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. Amin și amin. Sunt multe monumente în lume, ce sunt ridicate către cer. Dar ca Golgota nu-i niciunul în univers, în Israel. Al dragostei ce dăinuiește din veșnicii în veșnicii, e ancorat credinței vie, iertării sfinte mântui. Iubire, iertare,
Iisus e jertfa cea fost dată pentru omenire pe pământ. E ce-a avut mai scump un tată pe singurul său fiu cel sfânt. Și astăzi în al lui iubire El te primește așa cum e. Invităm să reocupați locurile, ne închinăm în continuare, ascultând fanfara care va lăuda pe Domnul. Apoi cuvântul Domnului va fi vestit de fratele George Lupșat, care vine din Raleigh, North Carolina. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. În urmă, corul bisericii va cânta în timpul frângerii pâinii. Domnul să fie lăudat și binecuvântat în veci. Amin. Thank you.
Slăviți să fie Domnul! Cred că nu-i cazul să mai prezint. Sunt un copil al Domnului. Și pentru faptul că sunt în locul acesta, aș dori să-i mulțumesc în primul rând la acela care atrage la el picăturile de apă, le transformă în abur și dă ploaia pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor ca să aducă rod. Slăvit să fie numele Lui! Și acesta este Dumnezeul nostru, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui, frați și surori. Și El este aici, pentru că aici este casa Lui Dumnezeu. Aici se coboară prezența Lui Dumnezeu. Aici nu este doar un înger care s-a coborât la Betesda odată, din când în când, să tulbure apa și cel care a intrat în apă primul să fie vindecat. Aici se coboară prezența Duhului Sfânt și dacă îți deschizi inima, iubitul meu ascultător, ai șansa să fii vindecat și în trup și în suflet, slăvit să fie numele Lui! El așteaptă să trăim pentru El, căci am înviat împreună cu El, slăvit să fie numele Lui! El merită toată gloria. Apoi aș dori să mulțumesc fratelui păstor Luca și aș dori să mulțumesc conducerii bisericii care mi-a dat prilejul acesta să petrecem împreună în ziua de azi cu rudele și nu numai cu rudele, cu frații în Domnul Iisus Hristos. Și îmi place așa de mult cum spune Ioan în 1 Ioan în capitolul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu: oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Deci dacă iubim pe Dumnezeu, iubim și pe Cel pe care L-a născut Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui! Și mai jos spune cuvântul lui Dumnezeu: oricine este născut din Dumnezeu, ce face? Biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, frați și surori. De aceea este important să ne păstrăm credința și Domnul să ne ajute la aceasta. Aș dori să ne ridicăm în picioare, aș dori să citesc doar 3 versete din Apocalipsa și o să ne oprim să medităm puțin la un singur verset. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, 13 și 14. Cuvântul Domnului spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, zice cuvântul Domnului. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Aș dori să rămânem mai mult și să medităm, nu pentru că în versetul 12 nu este nevoie să medităm asupra lui, pentru că este foarte mare nevoie să medităm, pentru că venirea Domnului este aproape și cu cât întunericul este mai mare, cu cât omenirea se adâncește mai adânc în întuneric. Venirea Domnului este aproape și noi trebuie să fim gata pentru venirea Lui și Domnul să ne ajute la aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, zice: ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Aș vrea să medităm puțin și să vedem cum putem să ne spălăm hainele și cu ce putem să ne spălăm hainele. David vine și ne spune în Psalmul 51: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, începând cu versetul 5. Spune cuvântul lui Dumnezeu: și tu ceri ca adevărul să locuiască în adâncul inimii. Fă doar ca înțelepciunea să fie în adâncul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Oare dacă ne vom curăța cu isop, oare vom putea avea dreptul la pomul vieții? Aceasta este întrebarea de astăzi. Nici de cum, nici de cum. E nevoie ca noi să fim spălați în sângele Mielului. Sângele Mielului fără pată, care s-a adus pe sine însuși înaintea Tatălui ca o jertfă supremă.
Și numai sângele Lui, dacă ne spălăm hainele, frați și surori, vom putea să intrăm pe porți în cetate. Vom putea să avem dreptul unde? La pomul vieții. Îmi place așa de mult cum spune Apostolul Pavel în capitolul 5, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5 cu versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, zice, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin cine? Prin acela unul singur, care este Iisus Hristos. Prin acela care și-a întins brațele și te-a gravat numele tău în brațele Lui, în palma Lui slăvit să fie numele Lui. El merită toată gloria, El merită toată cinstea, mielului Dumnezeu, fără cusur, acela care a murit pentru noi, ca noi să trăim prin El. Slăvit să fie numele Lui. Deci osânda, prin greșeala unui singur om, moartea a domnit prin el singur. Apoi mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu în 18, astfel dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Vedeți, planul lui Dumnezeu a fost făcut, de când a fost făcut? Și am vrea acum să ne uităm puțin, doar să ne ducem câteva clipe în Genesa, pentru că de acolo auzim despre pomul vieții și să vedem începutul și sfârșitul. Ce s-a întâmplat acolo la pomul vieții și să vedem ce se va întâmpla la sfârșit. Cunoaștem că Dumnezeu, după ce a creat, voi fi foarte sumar, după ce Dumnezeu a creat pe om, omul i-a sădit o grădină în Eden, unde a făcut să răsară tot felul de pom fructiferi și în mijloc era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu i-a dat o poruncă să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Omul a călcat porunca și prin aceasta ce s-a întâmplat? O despărțire de Creator. Mai mult decât atât a venit moartea și cuvântul Domnului ne spune în Romani, în capitolul 6 cu versetul 23, plata păcatului este moartea. Dar nu ne oprim acolo, că spune, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în cine? În Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pentru că în El avem viață, pentru că noi am fost îngropați împreună cu El și am înviat în El și împreună cu El, slăvit să fie numele Lui, la o viață nouă. Deci nu mai este omul cel vechi, este un om nou. Și dacă sunt un om nou, dacă am murit și am înviat împreună cu Hristos, eu cred că voi și trăi împreună cu Hristos. Și când va veni El, voi putea să plec de aici, să petrec veșnicia în prezența Lui, slăvit să fie numele Lui. Și Domnul să ne ajute la fiecare din locul acesta, să fim gata pentru venirea Lui. Frați și surori, și așa cum am amintit, deci pe om Dumnezeu l-a scos afară, zice, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, să-l împiedicăm să nu ajungă la pomul vieții, acum după ce a căzut în păcat. L-a scos Dumnezeu afară, din grădină, și a pus acolo niște heruvim să păzească drumul la pomul vieții. Iată deci căci dreptul de a mânca din pomul vieții a fost oprit atunci când omul a păcătuit. Și vedem în Apocalipsa, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci se creează un mijloc prin care Dumnezeu ne dă șansa aceasta. La cine? La cei care îl primesc pe Hristos în viața lor. La cei care sunt născuți din nou. La cei care îl acceptă pe Domnul ca Domn și Mântuitor, slăvit să fie numele Lui. El dă prilejul acesta și prilejul îl dă la toți, pentru că zice că hotărârea de iertare a venit pentru toți oamenii, dar nu toți pot să ajungă acolo decât cine? Aceia care își spală hainele în sângele Mielului. Și Domnul să ne ajute ca să ne spălăm hainele în sângele Mielului. Dacă ne uităm în Cartea Evreilor, în capitolul 9, cu versetul 12, am putea să zicem de la 11, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sângele țapilor și a taurilor, ci cu însuși sângele său. După ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Nu putea,
numai după ce a murit și a înviat și a căpătat răscumpărarea veșnică. Pentru că trebuia, fiind mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, trebuia să vină și el cu o jertfă înaintea Tatălui. Și a venit cu jertfa lui, a mielului divin fără cusur, slăvit să fie numele Domnului. Spune mai departe, zice, căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce ce? Curățarea trupului. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, zice cuvântul lui Dumnezeu. Sângele lui Hristos care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu. Vă va curăța cugetul vostru și faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Vedeți cine poate să ne curățească? Sângele Fiului lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Și aș dori să ne uităm puțin acum ca să întărim lucrarea aceasta, să vedem că și nu se poate decât prin sângele Lui, să ne uităm în Apocalipsa, în capitolul 7, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo, începând de la versetul 9, câteva versete spune, după aceea am văzut o gloată mare, din orice seminție, din orice neam, din orice limbă, din orice norod, care stătea, zice, în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, cum erau? Îmbrăcați în haine albe. Pentru că au fost spălat în sângele mielului, slăvit să fie numele Lui. Îmbrăcați în haine albe, zice, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Și dacă ne ducem la 13, spune cuvântul lui Dumnezeu, după aceea, și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care stau în picioare înaintea mielului, cine sunt oare și de unde sunt? Și ce a zis Ioan? Doamne, Tu știi. Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele unde? În sângele mielului. Pentru aceasta stau ei și slujesc zi și noapte înaintea scaunului de domnie și înaintea Lui. El își va întinde peste el cortul Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Nu va mai adăugări nici soarele, nici vioartă arșiță. Căci mielul care stă unde? În mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și va duce la izvoarele de apă și Dumnezeu va șterge orice lacrimă. Este durere și este lacrimă pe pământul acesta, frați și surori. Dar este unul care poate alina durerea, este unul care poate da vindecare, este unul care poate da mânghiere, este unul care poate să întărească sufletul zdrobit, slăvit să fie numele Lui. Și aș dori, frați și surori, ca să mă apropiu de încheiere, dar înainte ca să mai amintesc doar câteva rânduri din Ioan, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Cu tot ce se întâmplă pe pământul acesta în zilele de astăzi, să nu vi se tulbure inima, ci aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, zice Domnul. A spus lucrul acesta ucenicilor și ne spune și noi astăzi, frați și surori, în locul acesta. Noi suntem copiii celui prea înalt. El ne-a născut, ai Lui suntem, slăvit să fie numele Lui. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, pentru că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc și El s-a dus să ne pregătească un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce la voi să vă iau cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ai vrea să fii cu Hristos, dragul meu ascultător? Eu cred că de aceea am venit în locul acesta și venim în fiecare duminică să ne împrospătăm inimile noastre de la izvorul de apă care curge în locul acesta. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, este casa lui Dumnezeu. Și așa cum zice tot Pavel în Romani, în capitolul 8:10, dacă Hristos locuiește în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul este viu din pricina neprihănirii, slăvit să fie numele Lui. Din pricina căci Hristos locuiește în noi și El merită gloria, El merită slava, pentru că numele Lui ne-am adunat în locul acesta și doresc că atunci când El va veni pe norii cerului, niciunul să nu lipsească din ziua aceea glorioasă, ci toți să fim împreună cu El. Domnul Dumnezeu să ne ajute, pentru că mai mult ca oricând este nevoie acum să ne apropiem de El. Și aș vrea să mai, deși am zis că mă opresc la câteva cuvinte, dar încă mi-a mai venit ceva care cred că trebuie să o spun.
Cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 3, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Amin. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dar vine o zi, frați și surori, când vom învia cu toții și vom petrece veșnicia împreună cu El. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne gândim la lucrurile de sus. De ce? Pentru că pământul va arde și toate lucrurile acestea pământești vor arde împreună cu pământul. Dar noi așteptăm făgăduința Lui, ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, și Domnul să ne ajute la aceasta și să fim gata pentru venirea Lui. Amin. Cred că am avut timp suficient să ne pregătim timp de o săptămână pentru ca să stăm la masă cu Domnul, așa cum este obiceiul nostru în prima duminică din fiecare lună. Și ocazia care Domnul ne-a creat-o în această zi este importantă și poate că este unică. Vedeți, dumneavoastră, viața noastră pe pământ este în mâna Domnului, nu sunt viețile noastre în mâinile noastre și sigur că nu ne speriem de nimic, dar Domnul face cu viața noastră ce vrea El. Și noi nu mai știm dacă vom mai avea o ocazie ca cea de astăzi să stăm la masă cu Domnul aici, pe pământ. De aceea, dacă suntem aici, e bine să fructificăm ocazia aceasta, o numesc eu de aur, să stăm la masă cu Domnul. Și ca să putem să stăm la masă cu Domnul, dragii mei, sigur că sunt câteva condiții în Scriptură. În 3 minute vă citesc 3 versete și dumneavoastră trageți concluziile din aceste 3 versete. Ascultați-vă rog versetul 11 și 12 din 1 Ioan, capitolul 5. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Viața veșnică, dincolo de viața aceasta limitată, nu poate să fie în altul decât doar în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Și spune în continuare versetul 12, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Întrebarea mare care se pune în dreptul meu și în dreptul fiecăruia dintre noi, îl avem pe Fiul? Îl avem? Trebuie să răspundem la întrebarea aceasta, dacă îl avem pe Fiul. Pentru că aceste două versete scoate în evidență că viața veșnică este în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. Și apoi următorul verset ne-a spus că cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Și ca să răspundem concret și sigur la această întrebare, dacă avem pe Fiul sau nu îl avem, și eu cred că putem să-L avem chiar în această zi, aș vrea foarte frumos să îmi dați voie să citesc un alt verset din Biblie care este foarte, foarte, foarte important. Este așa de important acest verset. Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și pe toți să ne binecuvinteze cu ceva care găsim în versetul 47 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Adevărat, adevărat vă spun, a spus Domnul Iisus, că cine crede în mine are viața veșnică. Condiția ca să avem viața veșnică este să credem în Domnul Iisus Hristos. Simplu. Foarte simplu. Ecuația asta este foarte simplă. Nu e complicată deloc. Cine crede în mine are viața veșnică. Doamne, dă-ne credința în Domnul Iisus Hristos. Doamne, dă-ne credința în Domnul Iisus Hristos. Amin. Și toți cei care au credința în Domnul Iisus Hristos, chiar dacă este credința de mărimea unui grăunte de muștar, este suficientă pentru ca acea credință să te poată asigura că ai viața veșnică prin credința în Domnul Iisus Hristos. Doamne, mărește-ne credința. Și îți mulțumim că vei face lucrul acesta aici și acum. Toți cei care vă împărtășiți, vă rog,
să stați pe bănci acolo și să vă rugați. Și cei care nu vă împărtășiți, de asemenea să vă rugați. Cu toții să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se coboare peste biserică. Când vom frânge pâinea, când o să cânte corul la frângerea pâinii, când o să împărțim sfintele taine, să se pogoare prezența Domnului peste noi. Când vom chema pe cei care vor vrea să fie vindecați prin ungere cu undelemn și rugăciune, dacă sunt, Dumnezeu să-i vindece pe toți prin credința Domnului Iisus Hristos. Ce face diferență în viețile noastre este credința în Domnul Iisus Hristos. Și de aceasta eu am nevoie și dumneavoastră aveți nevoie și Doamne, dă-ne credința adevărată în Domnul Iisus Hristos. Amin. La masa de împărtășanie îi invit cu dragoste pe toți frații care sunt rânduiți pentru această sfântă lucrare. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amen. Biscopii ai Domnului, aș vrea să îmi permite să citesc 5 versete din cartea profetului Isaia, din capitolul 53. După ce vom citi aceste 5 versete, care se găsesc la pagina 725 din Sfintele Scripturi, prin fratele Vasile Filimon ne rugăm pentru această azimă, ca în urma rugăciunii de binecuvântare, această azimă să aibă valoarea și proprietățile trupului Domnului nostru Iisus Hristos și ne rugăm din toată inima ca prin fratele Mihai Cordoneanu să binecuvinteze prin rugăciune acest rod al viței, ca în urma rugăciunii de binecuvântare acest rod al viței să aibă valoarea și proprietățile sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și biserica spune? Amin. Ascultăm acest cuvânt. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului. El a crescut înaintea lui ca o odrazdă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit căci îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerele noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți și noi spunem în urma acestor cuvinte, amin. Prin frații numiți ne rugăm Domnului și Domnul să asculte aceste două rugăciuni. Amin, amin. Adevărată pâine, coborâtă din ceruri, să dai lumii viață. Adevăratule Dumnezeu și Stăpân al cerului și al pământului,
acel care este stăpân peste toate lucrurile și chiar peste viețile noastre. Stau înaintea ta în această clipă și în aceste momente, având în mâinile mele slabe pâinea aceasta care reprezintă trupul tău, care este făcută din floarea făinei. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeule Tată, binecuvântă această pâine și dă-i valoarea ei, o Doamne, căci în valoarea trupului Domnului Iisus Hristos este viață, este tămăduire, este eternitate în trupul Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie în numele tău! Te rog din toată inima, binecuvântă întreaga asistența, binecuvântă frați și surori, binecuvântă bărbați și femei care în ziua de astăzi cred din toată inima că-și prin trupul Domnului Iisus Hristos avem viață și o avem din belșug și îți mulțumesc. Și te rog din toată inima, dacă în clipa aceasta sunt rugăciuni făcute în taină de către părinți sau copii, o Doamne, ascultă rugăciunea, ascultă rugăciunea bisericii, ascultă rugăciunea copiilor, ascultă rugăciunea părinților pentru copii și fă ca în ziua de astăzi biserica și familia să primească eliberare în numele Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie numele tău. Haleluia! Haleluia! Te rog din toată inima, binecuvântă pâinea, dă-i valoare, că atunci când cei care sunt bolnavi se vor atinge să servească din această pâine, Doamne, în el să intre viață. Și îți mulțumesc că tu ești viața noastră și tu îți mulțumesc că tu dai sănătate celor de pe paturile spitalelor, care astăzi poate doar gândul este înspre tine. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din toată inima că și tu m-ai chemat la mulțumire. În fiecare clipă din viața mea trebuie să știu că își depind de tine și îți mulțumesc. Și îți mulțumesc că ți-ai binecuvântat pâinea aceasta. Îți mulțumesc că ți-ai binecuvântat biserica întreagă. Amin. Și acum te rog în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântă mâinile slujitorilor. Amin. Și fă ca peste mâinile noastre să fie mâina ta de Dumnezeu. Amin. La binecuvântare. Amin. Ca să plecăm cu toții astăzi binecuvântați de tine. Amin. Înaintea ta, înaintea puterii tale. Aleluia. Totul este gol și descoperit. Gloria. Mulțumim de harul pe care l-ai rânduit în dimineața aceasta să fim aici. Ai mai lăsat sănătate în mădularele noastre și ne călăuză pașă în locul acesta să prânzim cu tine, să șinăm cu tine, să fim împreună cu tine, Doamne. Îți mulțumim. Îți mulțumim că știm că prin sângele Tău haina vieții noastre, Doamne, este spălată. Și în dimineața aceasta îți mulțumim că ne-ai vorbit, Doamne. Ne-ai întărit sufletele noastre, că numai Tu ești Dumnezeul vieții noastre. Și acum venim cu rodul viței, Doamne, ce simbolizează sângele Tău. Binecuvintează-l și dai valoarea sângelui Tău. Amin, amin. Atunci când vom lua din el, Doamne, viața Ta să intre în noi în fiecare în parte. Amin, amin. Și ajută-ne să fim una în Tine. Amin. După cum ești Tu una cu Tatăl, Doamne. Și îți mulțumim de lucrarea Ta pe care o faci cu noi în vremea sfârșitului. Întărește-ne, Doamne. Și binecuvintează pe toți cei ce vor întinde mâna. Și lasă binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi cu viață, Doamne. Dorim să avem viață din Tine și îți mulțumim, Doamne. Fă transformarea în numele Tău, în numele jertfii Tale, Doamne, că vrem să ne împărtășim cu trupul și sângele Tău și viața
ta să coboare în viața noastră și îți mulțumim că vei fi cu noi, vei rămâne în noi și vei da vindecări și vei da alinări și vei da, Doamne, sprijin și adăpost celor ce au nevoie de Tine. Aleluia, mărire Ție! Îți mulțumim și Te rugăm să rămâi cu noi, să șinezi cu noi de acum și în veci. Amin, amin. Vă invit să ocupați locurile în timp ce are loc frângerea pâinii. Corul va intona un imn spre slava Domnului. Iubiți frați, vă rog. Yeah.
lui Hristos, mireasa lui Hristos, biserica, 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 biserica lui Hristos. E trupul său, e trupul său, e unitatea vie, acesta-i trupul lui Hristos. Iubiți frați și surori, după rânduiala Scripturii, se pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului toți frații și surorile care au la baza credinței lor botezul în apă în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Ori, în conformitate cu Sfintele Scripturi, noi, Biserica Apostolică Pentecostală, credem în botezul cu Duhul Sfânt. Dacă cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt și nu a luat botezul în apă și are vârsta de la 15 ani în sus, în Biserica Filadelfia se poate împărtăși cu trupul și sângele Domnului. O mică restricție avem noi pe plan local, copiii care sunt sub 15 ani, chiar dacă au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt sau noi nu-i botezăm în apă oricum la 15 ani, am vrea să se abțină până vor crește mai mari, să aibă cel puțin 16 ani, pentru ca să poată să facă deosebire cu mintea lor, cu inima lor, între trupul Domnului și sângele Domnului și să aibă o gândire matură. Apoi, din punct de vedere a Scripturii, Domnul Iisus Hristos și Biblia ne învață că noi trebuie să avem o relație foarte bună pe verticală cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, să ne mărturisim păcatele Domnului. Și sigur că, în al doilea rând, să avem pe orizontală cu semenii noștri, cu membrii familiilor noastre, soții cu soțiile, părinții cu copiii, frații cu surorile din familie. În biserică, frații de credință trebuie să trăim în pace cu toți oamenii, cât atârnă de noi. Trebuie să iertăm, numai că noi oamenii nu uităm, dar trebuie să iertăm. Dumnezeu și iartă și uită. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care suntem aici în această zi de 2 octombrie 2016. Cei care vă împărtășiți, vă rog să vă ridicați în picioare. Cei care nu vă împărtășiți, rămâneți pe bănci. Luați, mâncați, a spus Domnul Iisus Hristos, luați, beți și împărțiți-l între voi. Prima dată ne împărtășim noi păstorii, apoi biserica. Am o rugăminte. Să nu vă uitați la noi. Vă rog din toată inima, închideți ochii, rugați-vă. Aveți o părtășie cu Domnul Iisus Hristos, real. Amin, biserică? Reală, să avem o părtășie cu Domnul Iisus Hristos, la cel mai înalt nivel. Măriți să fie Domnul. Doamne, binecuvintează Biserica Filadelfia. Amin.
Iubiți copii ai Domnului, dacă cineva din greșeală a fost omis, vă rugăm din toată inima să ridicați o mână în sus. La balcon, în sală, la cor, la fanfară. Dacă nu, atunci aș vrea să mă ascultați câteva cuvinte să vă spun. În toamna aceasta vor fi 2 ani de când noi practicăm în Biserica Philadelphia această lucrare. Și anume, după ce ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, am considerat păstorii de la Philadelphia că este timpul cel mai bun ca să invităm pe frații și surorile noastre care experimentează o boală în trupurile lor, pentru care medicii nu mai au medicamente și nu mai au ce să le facă. Și singurul medicament pentru orice boală este sângele Domnului Hristos. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin, amin. Am avut experiențe frumoase aici, dragii mei, frați și surori care în urma ungerii cu un de lemn și a rugăciunii prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor, a păstorilor din Biserica Philadelphia, Domnul i-a vindecat și pentru asta spunem, lăudat să fie marele preot, Iisus Hristos! Amin, amin. Dacă există cineva care dorește să îi se facă ungerea cu un de lemn și să ne rugăm pentru el sau pentru ea, veniți cât mai repede în față, dacă există cineva. Avem un frate, fratele Marius. Frate Marius, vino aici cu credință în față. Dacă mai există cineva? Dacă mai există cineva? Dacă nu, sau în timp ce am să citesc din epistola lui Iacov câteva versete, Marius, fă la mijloc aici, te rog frumos, un pas în față, ca păstorii să stea în spatele tău. Fratele păstor Nicolae Cuzman îl va unge cu un de lemn pe fratele Marius Jurș. Cu un de lemn. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. Și noi, toată Biserica Philadelphia care suntem aici, ne rugăm ca Domnul să asculte această rugăciune și să-l vindece pe Marius de orice boală, din crește și până în tăl. Tot trupul lui să fie atins de puterea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbitere bisericii și să se roage pentru el? După ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Slăviți să fie Domnul! Amin. Domnul să ierte toate păcatele. Amin. Și orice păcat din trupul acestui bărbat și să-l vindece în urma rugăciunii de binecuvântare. Și fratele Nic, te rog să, Nicolae Cuzman, să lungi pe fratele Marius Jurș cu un de lemn. Iubiți frați păstori, toți, vă rog frumos, facem un cerc, un semicerc așa, în spatele lui. Toți frații. Haidem, cu toții. Biserică dragă, iubiți copii ai Domnului, închidem ochii, ridicăm mâinile în sus. Ok? Cu coriștii, cu fanfariștii, cu cei de la balcon, toți ridicăm mâinile sus. Și ne rugăm pentru acest frate cu numele Marius George. Dumnezeu să se atingă de trupul lui. O, Doamne Iisuse! Doamne Iisuse, ne rugăm în numele Tău. Rostim vindecare, rostim sănătate, rostim, Doamne, eliberare de orice boală, eliberare de orice stare, Doamne, care afectează trupul lui, mădularele trupului lui. Tatăl meu, fă-ți numele de slavă, Doamne, în viața lui Marius Jurș. Credem în puterea rugăciunii, în puterea sângelui Domnului Iisus, în puterea care are fac foarte mare asupra mădularelor noastre, a trupurilor noastre, Doamne. Noi nu merităm, dar Tu ești bun. Aleluia, 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 aleluia. Să se facă o mărturie vie și vizibilă la Philadelphia Church. Ai milă și de Diana Fan. Vindecă bolnavii, ceilalți bolnavi din Biserica Philadelphia, Doamne. Toate surorile, toți tinerii, Tată și toți bolnavii din Biserica Philadelphia. Și nu numai din Biserica Philadelphia, din toate bisericile Tale, Doamne. Aleluia! La nama hava santa nama la God. Glorie! Glorie lui Iisus Hristos! Glorie Fiului lui Dumnezeu! Fratul
binecuvântat, fii binecuvântat, Doamne. Ne-am rugat în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Și îți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai ascultat, pentru că ne-am rugat în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Fii lăudat, fii lăudat. Îți mulțumim din toată inima, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, că te-ai atins de fratele Marius George. O, Doamne, fă ca sângele Domnului Hristos să-l curățească de orice microb, de orice boală și să meargă vindecat acasă, să spună soției, familiei, că tu te-ai atins de el în această zi de octombrie 2, 2016. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Potrivit cu actul spălării picioarelor, Biserica Philadelphia practică spălarea picioarelor, așa cum o găsim scris, acest act în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, citim următoarele cuvinte. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, și Domnul să ne ajute să facem tot ceea ce Biblia ne învață. Prin fratele Tavi Mocan, mulțumim Domnului pentru această dimineață binecuvântată. Binecuvântăm numele Tău pentru această dimineață de 2 octombrie 2016. Ești aici la Philadelphia, de la ceasul de rugăciune, de la ceasul de învățătură. Tu ești prezent aici și împreună cu noi la masă. Te-ai atins de inimile noastre. Te-ai atins de viețile noastre. Te-ai atins de cei bolnavi. Și plecăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, iertați, vindecați și eliberați. Lăudați să fie Domnul! Meriți închinare, meriți laudă, meriți cinste, onoare. Fie ca numele Tău să fie peste corturile noastre, peste casele noastre, la plecare din locul acesta, toată viața închinată ție și numele Tău să rămână în orice cor de acum și până în veci de veci, aleluia, și puterea Duhului Sfânt să ne călăuzească și noi toți împreună îți vom sluji că vom trăi de acum și până în veci. Amin. Pacea Domnului, adunarea este liberă. Trecem la actul spălării picioarelor care are loc. Unde are loc, frate Sorin? În sala de mese? În sala de mese, acolo este pregătit pentru spălarea picioarelor un compartiment pentru surori, unul pentru frați. La orele 6:05 ne întâlnim din nou. Poftă bună la masă! Frații din Consiliul Bisericesc, nu faceți, vă rog frumos, cât mai repede. Comitetul și corpul pastoral ne vedem aici pe platformă. Vă mulțumim frumos!